M-a interesat și pe mine, știu că sunt 57 de directori de școli care au fost înlocuiți. Câți dintre ei sunt membri de sindicat? Nu știu, nu pot să am o situație clară asupra chestiunea asta, cu membri de sindicat sau nu. Știu însă că unii dintre ei au fost lideri de sindicat. Unii dintre ei au fost lideri de sindicat? Da, unii dintre ei au fost lideri de sindicat. De fapt, nu e prima dată când inspectoratul găsește oameni competenți în rândul sindicatului, a liderilor de sindicat. Mă rog, asta e opțiunea lor, noi nu ne amestecăm în opțiunea lor, dacă asta dorești, mă rog, asta au acceptat funcția de director. Deci dintre cei demiși mă refer, deci dintre cei care au fost demiși mă refer, dacă au, ca, care au fost lideri de sindicat, care au fost, dintre cei demiși. Da. Eu nici aici nu am o sigur, nu pot să vă spun o situație clară de câți dintre ei erau membri de sindicat. Deci nu știți. Că nu, eu am în față, mă rog, am văzut lista celor puși în funcție, la aceea mă gândeam. Dar acelor care au fost în funcție și schimbați, nu am o situație foarte clară. Asta putem să o aflăm, bineînțeles, luni, dacă e, facem o evidență a lor. Am înțeles. Dar sindicatul față de situația creată, ce poziție are? Nu știu. Față de măsurile prin care de situația conduce, noua conducere inspectoratului a luat-o? Da. Nu cred în noi, sindicatul, nu credem că totuși e de bun augur o acțiune de mișcare rapidă a directorilor din funcție. Deci nu credeți că e o mișcare bună? Nici nu știu. Dacă au un criteriu anume foarte explicit pentru care sau pe care i-a schimbat, e adevărat că am auzit că unii dintre ei sunt implicați în campania electorală, sunt pe diferite liste, însă nu toți, după cât am văzut eu, au avut chestiunea asta ca și motiv. Da, știu că sunt. Repet, nu mi se pare deloc potrivit și de bun augur o astfel de schimbare rapidă, deci în două săptămâni sau cât, de când se instaură la noua conducere, deja sunt vreo 54, din câte știu eu, schimbați, poate și mai mult. 57 am înțeles că ar fi. 57, eu știam 20 cu 34. Deci nu e de bun augur. Am înțeles. Și mă mai interesa ce firmă reprezintă în instanță SLI Dâmbovița? Pe dumneavoastră cine vă reprezintă? Firma vă interesează sau cine efectiv? Firma mă interesează. Ce vă interesează firma? Informație jurnalistică, știu pur și simplu. Undeva. Eu vreau să vă spun, nu vă spun și firma după aceea, scurt istoric. Avocatele sau avocata pe care noi am angajat-o la sindicat mulți ani în urmă, deci mulți ani în urmă, la momentul în care nici nu era, cum să zic, nu aveam planul să se angajeze într-o casă de avocatură. Între timp s-a intrat în casa de avocatură Tucianu și Stan, că de fapt avocata noastră este Stan, Suzana o cheam, și este acum la această casă de avocatură. Dar nu are nicio legătură, dacă insinuați ceva pe tema asta, Tucianu cu procesele noastre.